Cum și de ce să faci export la metronom în Cubase pe un canal audio, în format audio, bineînțeles? Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi vreau să-ți arăt cum să faci export la metronom pe un track audio, să îl ai în format audio. În primul rând, pentru ce avem nevoie de așa ceva? Pentru că piesele noastre au sunete preînregistrate și diverse efecte, avem nevoie la repetiții, dar și live când vom cânta, să cântăm după un, nu neapărat negativ, ci după un backing track, pe care avem sunetele preînregistrate și diverse alte efecte. Iar pentru o sincronizare foarte bună avem nevoie de metronom. Bineînțeles că este foarte ușor ca metronomul să-l pui în Cubase și să nu ai nevoie neapărat să-i faci și export în format audio. Dar pe laptopul pe care noi îl folosim la repetiții, nu avem instalat Cubase Pro, ci avem o versiune de Cubase Elements. Cubase Elements nu oferă posibilitatea de a seta tempo-uri diferite și atunci noi, dacă vrem să introducem într-un proiect mai mare mai multe din piesele noastre care sunt înregistrate la tempo-uri diferite, avem nevoie neapărat ca click track-ul sau metronomul să fie exportat în format audio. Un alt avantaj al exportului metronomului în format audio este că se poate mixa cu restul track-urilor din piesă și se poate trimite la membrii trupei pentru a repeta. De exemplu, bateristul nostru dorește să aibă toate track-urile, toate sunetele, toate instrumentele, mai puțin tobele, dar să audă și metronomul. El nu are Cubase și nu are posibilitatea să-și regleze un metronom care oricum e greu de sincronizat, e foarte complicat. Eu ce-am făcut? Am pus tobele lui pe mute, am exportat metronomul în format audio și am dat export la toată piesa și atunci el are toată piesa, cu tot cu metronom, mai puțin tobele. Deci acest lucru poate fi foarte util. Hai să vedem cum facem acest lucru. În primul rând, adăugăm un canal de signature. Pe acest canal avem stabilite măsurile și la piesa asta, în mod special, este foarte util să avem metronomul cu toții în cască, pentru că, deși piesa este în măsură de 4 pătrimi, avem pe alocuri măsură de 2 pătrimi. Primul loc unde avem nevoie de metronom este locul în care se termină intro-ul făcut de un solo de chitară și intră tobele, după care toată piesa. Neavând metronom, este foarte greu să ne sincronizăm cu toții să începem exact când trebuie. Dacă activăm metronomul, sună cam așa. Deci accentul de la metronom ne permite să ne dăm seama când trebuie să înceapă tobele, când trebuie să înceapă toată lumea să cânte. Așadar, dacă până acum am avut măsură de 4 pătrimi, toate bune și frumoase, am adăugat metronomul, totul este în regulă. Dar după refren, înainte de acest interludiu, avem o măsură de 2 pătrimi, care ar putea să ne dea puțin peste cap, sau cel puțin se desincronizează, nu se desincronizează, se schimbă metronomul în sensul că nu mai cade accentul unde trebuie. Noi îl vom schimba imediat. Deci s-a decalat, da? Nu mai este timpul accentuat al metronomului pe timpul întâi, ci accentul se mută pe timpul al treilea, ceea ce noi nu vrem. Pe track-ul de signature adăugăm aici o măsură de 2 pătrimi. Dar după această măsură, piesa din nou are 4 pătrimi. Hai să vedem cum sună acum. Iar acest lucru se repetă și după următorul refren, adică aici. Hai să vedem aici cum sună. Excelent! Și la sfârșit de tot mai avem încă o dată
ceva de genul acesta, pentru că e ultimul refren. Ai văzut cum s-a mutat un pic, s-a schimbat accentul metronomului și nu sună cum trebuie. Acum sună foarte bine. După ce am făcut aceste ajustări ale măsurilor, putem da liniștiți export track-ului nostru de metronom. Mergem pe această săgeată și avem Render Audio Click Between Locators, înseamnă doar pe porțiunea pe care am selectat-o. Iar aici am metronomul exportat, putem să-l punem pe solo și să-l ascultăm. Hai să-l ascultăm chiar în porțiunea asta unde știm că piesa este un pic mai deosebită. Mi-e foarte ușor acum să-l dau mai tare sau mai încet dacă am nevoie și, bineînțeles, fiind pe solo, pot să fac un export general. Ori fac, fiind pe solo, pot să dau export mixdown pentru că îmi va exporta doar acesta, dar se poate exporta și canalul separat. Sau cum spuneam mai devreme că am procedat, cum am avut nevoie, am pus tobele pe mute și am dat export la întreaga piesă împreună cu metronomul și sună cam așa. Melodia din acest exemplu se numește Little He Knows și este semnată The Other You. Dacă vrei să o asculti, găsești link mai jos în descriere. Lasă-mi un comentariu dacă ți-a plăcut acest material, dacă îl găsești util sau dacă ai completări sau întrebări. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Înregistrări Audio și apasă și pe clopoțel pentru a primi notificare atunci când postez materiale noi.